Chiar dacă copiii nenăscuți sunt ființe umane, ei au mai puține drepturi decât femeia. Nimeni nu este obligat să-și utilizeze corpul ca pe un sistem de susținere a vieții altei persoane. De ce suntem atât de revoltați atunci când citim despre răpirile sau uciderile copiilor? De ce ni se par chiar mai rele decât atunci când același lucru se întâmplă unui adult? Deoarece copiii sunt mici, vulnerabili și nevinovați. Dreptul de a trăi este un drept de bază al fiecărei persoane. Cu siguranță nu este mai puțin un drept al copilului născut sau nenăscut decât al unui adult. Dreptul de a trăi nu se dobândește odată cu înaintarea în vârstă. În cazul acesta, copiii mici și adolescenții ar avea mai puține drepturi la viață decât adulții. Dar totuși, de ce ni se pare atât de firesc un avort? Tu ce părere ai?